Pe 20 august 1968 ieșea pe poarta fabricii de la Mioveni primul autoturism, un model Dacia 1100. După 46 de ani, compania a devenit cel mai cunoscut brand românesc, iar producția se apropie de 5 milioane de autoturisme. Din 1968 și până în 1972 au fost produse aproximativ 44.000 de autoturisme. În 1970 a apărut o ușoară modificare estetică la partea frontală a caroseriei. Între 1970 și 1980, fabrica de automobile a dezvoltat o întreagă gamă de modele, iar în 2004 a devenit un actor de notorietate pe piața auto europeană. În anul următor a fost aleasă mașina anului în Serbia și Muntenegru și a primit premiul Autobest pentru cea mai bine vândută mașină din Europa Centrală și de Est. La aproape 46 de ani de la înființare, compania a depășit producția de 5 milioane de unități. Reghinenii își aduc aminte cu drag de primele mașini și spun că era un lux să le deții. Ce amintiri vă leagă de acea perioadă, mai ales de mașini? Pe mine foarte mult. Foarte mult m-a pasionat mașina, că am mașină, mi-a plăcut de la bun început. Înainte de mașină aveam motoretă, de acolo am ajuns la Dacia. Era o satisfacție că am putut să cumpăr și să știu că e al meu. Era o mândrie că am ajuns, că am putut cumpăra o mașină. Și cu ăla ne descurcam, mergeam la țară, mergeam la părinți, la neamuri. Loc de muncă aveam la fabrică. Prima mașină care am cumpărat am ținut 13 ani. Și după aia am început să-l vând, să cumpăr altul. Păi nu era greu de întreținut. Față de acum, piesele erau destul de ieftine. Față de acum, ca ce bani se cere pe o piesă. Păi era un lux. Acum e o necesitate, atunci era un lux. Vă spun că era un lux, pentru că erau puțin care aveau. Puteai număra pe deget în reghi câte daci erau. Mașină n-am avut niciodată, că n-am avut sobilitate. Când am ajuns că am sobilitate, nu m-am cumpărat, că n-am știut sigur că pot să fac și nici n-am fost amator de mașină. Am o bicicletă și acum nici școala nu mai umb, că mare circulație și mi-e frică. Începând cu anul 2013, producătorii și-au îmbogățit gama de produse cu noi modele, Dacia Sandero Stepway, Dacia Docker și Dacia Docker Van.